Bună ziua, sunt doctorul Alexie din Las Vegas, sunt specialist de boli infecțioase și vreau să fac câteva comentarii despre acest virus, coronavirus COVID-19. Scuzați greșelile de exprimare, câteodată nu pot să mă exprim extraordinar de bine în românește, am plecat din România de foarte mulți ani. Deci, în primul rând, virusul trăiește cam 2-3 zile pe suprafețele neviabile, adică pe mese, pe scaune, unde cineva tușește sau strănută. În aceste 2-3 zile, de pe aceste suprafețe, virusul poate să fie contactat de alți oameni, punând mâna pe suprafețele respective, după aceea dus la nas sau la gură și pacientul se infectează. Numărul 2, virusul când este tușit sau strănutat, poate trăi în aer 2-3 ore, dar în acest moment oamenii de știință nu sunt siguri dacă această cantitate de virus care plutește în aer este infectivă sau nu. Părerea mea este că dacă sunt foarte mulți virioni, foarte multe virusuri în aer, pacienții se pot îmbolnăvi și de aceea doctorii în spitale și personalul medical trebuie să aibă măști când au grijă de pacienții infectați. Numărul 3. Sunt niște confuzii în România despre ce dezinfectant se pot folosi să omoare acest virus și mai ales despre alcool. Alcoolul în concentrație de 70% sau mai mare la sută, de 70% sau mai mare, omoară virusul. E normal că dacă cineva vrea să bea vodka sau whisky, probabil concentrația nu e de 70% și nu o să fie folositor și poate chiar și omorâ pacientul din cauza alcoolului, intoxicația cu alcool. Acum, cel mai bun dezinfectat este hipocloritul. Hipocloritul cu care albiți rufele, îl puteți cumpăra de la magazin. În general, în România are o concentrație de 5%. Cumpărați un litru și mai adăugați 9 litri de apă și diluați la concentrația de 0,5% și în câteva minute toate virusurile vor fi moarte. A treia modă de contaminare și de distrugere a virusului este apa oxigenată cu o concentrație de 1% și ea poate distruge virusul. Acum, ce s-a întâmplat? De ce avem această epidemie? La început, acesta fiind un coronavirus, acest virus a fost extrapolat la virusurile SARS și MERS, M-E-R-S, care au fost tot coronavirusuri și care au făcut epidemii în anii trecuți. Virusul SARS a făcut o scurtă epidemie și au murit vreo 800 de oameni, dar diferența imensă dintre virusul SARS și virusul COVID este că SARS-ul nu se multiplica în nazofaringe, el trebuia să ajungă în plămâni să se multiplice și în momentul în care ajungea în plămâni și se multiplica și făcea pacientul bolnav, acesta începea să aibă imediat simptome de boală. Deci pacientul ajungea foarte repede la doctor, era izolat și nu răspundea mult boala, pentru că în faringe nu era. Deci când tușea la început sau dacă strănuta, nu răspundea virusul. Acum COVID-ul ăsta este foarte diferit. El se multiplică foarte mult în faringe, la niște cantități imense și de aceea când lumea strănută sau tușește și poate chiar și când vorbește, elimină virusul și alte persoane pot fi infectate. Aceasta este cauza pentru care acest virus acum a scăpat de sub control. Toți epidemiologii și toți oamenii de știință au crezut că dacă e tot un coronavirus, la fel ca și SARS, se va comporta la fel și nu și-au dat seama că înainte ca pacientul să developeze simptomele de boală, el deja avea o cantitate foarte mare în nazofaringe și răspundea virusul la foarte multă lume. Când deja începea să aibă simptome de boală, pacientul deja era târziu pentru că infectase foarte mulți oameni. Acest lucru se poate vedea în Italia. Pentru acest motiv, pentru că virusul e în cantități foarte mare în faringe, este bine ca oamenii să-și clătească gura cu apă la fiecare 10-15 minute, după aia să înghită apa, pentru că în stomac este foarte mult suc gastric cu aciditate mare și omoară toți virusii. Dacă pacientul nu-și clătește gura cu apă, îi dă timp virusului să se multiplice în nazofaringe și acesta încet va cădea în plămâni și va face pneumonie și pacienții, mai ales cei bătrâni și cu probleme de sănătate, vor muri, așa cum se întâmplă în Italia. Acum, ultima chestie care e foarte importantă este oprirea epidemiei. Sunt trei variante cu care se pot opri epidemiile. Una e varianta din Italia. Ați văzut ce s-a întâmplat în Italia. Măsurile au fost luate, dar foarte târziu. De fapt, nimeni nu se aștepta ca acest virus să fie așa de problematic. A doua variantă este să testeze toată lumea dintr-o țară sau dintr-un oraș unde vrem ca să eliminăm epidemia și cei pozitivi să fie izolați, cei negativi separați de cei pozitivi
și toți să stea în carantină 14 zile, să fie izolat, să nu-și mai transmită virusul între ei. Deci populația dintr-un sat, dintr-un oraș sau dintr-o țară, e aceeași lege. Acest lucru este imposibil de făcut, pentru că nu avem așa de multe teste, nu putem să testăm 20 de milioane de români. Dar varianta a treia este o variantă care poate să fie puțin dureroasă, dar este singura care poate ajuta, este ca oamenii să-și închipuie că și-au o vacanță de Paști mai înainte, de 2 săptămâni, să stea toată lumea în casă, cu mici excepții, la fiecare casă cineva să poată ieși o dată sau de 2 ori pe săptămână să facă aprovizionarea, cel mai bine ar putea să iasă numai o dată pentru cele 2 săptămâni și restul să stea în casă. În momentul în care o persoană începe să aibă simptome de boală, trebuie testată imediat și, bineînțeles, dacă testează pozitiv, trebuie izolată în afara familiei. Românii trebuie să-și ia un risc. Trebuie să-și ia riscul sau să stea în casă și să încerce să oprească epidemia asta, sau să ia riscul să facă ce au făcut italienii și alte stăți unde s-a răspândit foarte mult virusul și acum nu mai poate fi controlat. Deci, nu se poate rezolva problema fără niște riscuri foarte mari și populația trebuie să ia decizia ce risc vor să-și ia. Sper că am fost destul de clar. Nu cred că mai pot spune alte lucruri acum, dar dacă e nevoie, voi mai veni cu alt filmuleț. Vă doresc numai bine, sănătate și să sperăm că vom învinge această epidemie cât de curând în toată lumea și în special în România.